Consiliul Județean Călăraș începe asfaltarea drumului de acces în municipiul Călăraș DG306A sau drumul Siderca, așa cum este cunoscut. Miercuri 7 aprilie, începând cu primele ore ale dimineții, drumarii călărășeni vor începe asfaltarea drumului de acces în municipiul Călăraș. Zilele trecute s-a finalizat etapa de frezare a stratului vechi de asfalt, bordurile au fost montate, urmează turnarea asfaltului, ce va completa prima porțiune turnată înainte de sezonul rece. Traficul rutier nu va fi blocat în zonă, însă vor exista restricții specifice unui drum pe care se desfășoară o lucrări de modernizare a infrastructurii. Sece drumuri și poduri recomandă conducătorilor auto să folosească rutele alternative DN3, Canton, DG306 cu Zavodă și DN21.